Timp de o săptămână, o delegație a primăriei Stâlpeni, alături de membrii ansamblului Plaiuri Mușcelene al Casei de Cultură C.D. Aricescu, a petrecut pe malul Mării Marmara, în stațiunea Ghelibolu. Ajunși la destinație, în cinstea gazdelor, mușcelenii au organizat o seară cu specific românesc. Nu au lipsit preparatele tradiționale, sarmale cu mămăligă, friptură cu murături, vinul de buturugă și cozonac. Sarmalele sunt tradițional românești, din carne de porc, boia de ardei, bulion picant și puțin ardei iute la fiertere să-i dea puțin gust și de asemenea șură pentru gust și culoare. Așa cum este în tradiția românilor, nici muzica nu a lipsit de la această masă îmbelșugată. Au interpretat melodii din folclorul românesc, Rodica Voicu, Ionica Radu, Dumitru Tarbă, acompaniați de Mihai Stemate, Gigi Constantinescu și Răzvan Codaru. În timpul șederii, în stațiunea de pe malul Mării Marmara, mușcelenii au avut ocazia să ia contact cu frumusețile și istoria zonei. Au fost vizitate moschee și alte obiective turistice. Au traversat marea cu bacul pentru a vizita orașul vecin Lapțichi. Odată ajunși în țara Semilunei, nu puteau rata ocazia de a vizita și admira frumusețile orașului încărcat de istorie, Istanbul. Aici au avut posibilitatea de a face cumpărături din unul dintre cele mai mari bazaruri. Sabaha kadar dinledim kalbimi, sirleri ardında bıraktım.
În ultima zi de vacanță a fost vizitat orașul Edirne, după care, cu mare tristețe, delegația mușcelană a părăsit Turcia, îndreptându-se spre casă.